Zi emoționantă pentru absolvenții de la HDU. Cu lacrimi în ochi, tinerii și-au luat la revedere de la colegi și profesori și au spus adio statutului de elev. Anul acesta, titlul de șef de promoție a fost obținut de o absolventă care a terminat cei 4 ani de liceu cu media 9,96, după ce, la finele gimnaziului, a fost tot șefă de promoție. Bucură mult această titulatură pentru că este rezultatul muncii a 4 ani de liceu. Cum au fost cei 4 ani pentru tine? Au fost foarte frumoși, plin de întâlniri cu oameni minunați. Și îmi doresc să mă reîntorc aici cu multă bucurie, anual, la toate festivitățile HD-ului. A fost greu să obții această performanță? Da, pentru că am muncit mult, dar a fost frumos. Am învățat cu bucurie și atunci meritele au venit în mod normal. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Colegii. Am avut niște colegi minunați care m-au ajutat să depășesc fiecare moment greu din liceu. Unui absolvent de clasa 8-a, ce ei spune acum? Să nu se sperie de liceu, pentru că este o perioadă extrem de frumoasă și să se bucure la maxim de fiecare oră, de fiecare moment petrecut alături de colegi. Ce vei face tu de acum înainte? Eu vreau să merg mai departe la Facultatea de Geofizică. Mesaj către colegii tăi astăzi în ziua absolvirii? Le urez mult, mult succes la examenul de bacalaureat și multă baftă în viitor, pentru că vom depăși mai multe examene de-a lungul vieții. Păstrând tradiția, absolvenții și-au depus jurământul de HD-ieni. Jur să păstrez demnitatea de HD-ian. Cu emoții, absolvenții ne-au spus cum se simt astăzi, acum că a venit momentul despărțirii. A fost o perioadă foarte frumoasă, care, din păcate, a trecut extrem de repede. A fost o perioadă de formare, ne-a ajutat să devenim mai deschiși și să ne cunoaștem propriile forțe și să facem pași spre visul nostru. Cum a fost când ați realizat că astăzi este ultima zi? Tot nu vine să cred că e ultima zi, adică nu pot să-mi imaginez că nu o să mai vin aici. Chiar îmi pare foarte rău că s-a terminat așa de repede, mai ales din cauza pandemiei, 2 ani nu prea am făcut la liceu și da. Ce dorești să faci mai departe? Din punct de vedere profesional, să dau la medicină în București. Mesaj astăzi, ziua absolvirii? Să trăiți clipa și să nu pierdeți timpul și să faceți tot ce vreți să faceți în momentul de față, pentru că nu vă va judeca nimeni. A fost chiar frumos, pot să zic că teoretic 2 ani de liceu, chiar dacă am avut 2 ani am stat în online. Chiar a fost frumos, am făcut mulți prieteni, mulți colegi, mi-a deschis multe drumul, m-a ajutat foarte mult pe partea de tehnologie, video, îi mulțumesc foarte mult profesorilor și cluburilor din acest liceu și a fost chiar o experiență foarte tare. Ce îți dorești să faci mai departe? Aș vrea să mă duc la Politehnică sau pe AS, pentru că pasiunea mea este tehnologia și Doamne ajută, sper să am noroc. Cum este pentru tine ziua absolvirii? Cum te simți? Emoționat. Am terminat, încep un nou capitol și let's do it! Îmi pare rău să spun, foarte repede. A semnat așa o transformare, m-a făcut să cred în ceea ce înseamnă spiritualitate, evoluție, prietenie și să promovez niște valori mai departe ca fiind membru de astăzi, complet HD-ian, cum s-ar spune, având în vedere că am absolvit. Cum vă simțiți astăzi? Cum v-ați simțit când ați realizat că este ultima zi? E un sentiment copleșitor, sincer. Nu pot să cred. Și pandemia, că ne-a luat 2 ani din liceu,
a trecut mult mai repede în aceste condiții. Mai departe, profesional, aș vrea să urmez în cadrul Universității ASE, Academiei de Studii Economice București, Facultatea de Relații Internaționale. Un mesaj toată lumea să trăiască clipa. Așa cum a spus și colega mea, a trecut extrem de repede. În momentul de față sunt copleșită de emoții, nu știu ce aș putea să spune, ce aș putea să spun în așa fel încât să acopere tot ce ar trebui. Au fost 4 ani esențiale, aici ne-am format, aici am crescut. Cum ne spune mereu domnul diriginte, aici încercăm să formăm oameni pentru oameni. Cam asta, în asta au constat cei 4 ani. Cum a fost când ați realizat că astăzi este ultima zi? Încă nu cred că am realizat, sincer. Adică văd că suntem foarte energici, câteva lacrimi, dar încă suntem destul de depusolați. Probabil momentul în care o să fim declarați absolvenți, atunci va fi șocul acela mare. Ce îți dorești să faci mai departe? Vreau să mă duc pe psihologie, dar nu psihologia simplă, psihopedagogie specială. Un mesaj astăzi în ziua absolvirii? Un mesaj pentru toți să aibă încredere în ei, pentru că cineva acolo să știe mai bine drumul fiecăruia în viață. Cu greu, tinerii și-au luat la revedere pășind spre următoarea etapă a vieții lor. Azi, aici, acum, vă declar absolvenți! Însă cu siguranță nu vor uita niciodată jurământul depus și nu se vor pierde în mulțime.